Palatul Copiilor. De asta direct în Palatul Copiilor. L-a lăsat Bica prin testament, Bica Socoteanu, Bica la Hovari, Socotean, ca să spunea. El se află până acum în Parcul Mircea cel Bătrân. Un monument important, cel care a mai rămas din monumentele, clădirile, edificiile vechi ale Râmnicului de altă dată. Cătălin Sfiulescu. Nu să spun prea multe. Ba, chiar vreau să spun prea multe. Nu. Pentru că e foarte interesantă tema. Este Matei Basarab, dincolo de sala tronului. Ca și Frâncoveanu, ca și Matei Basarab, să vedem ce, cum petrecea domnitorul la ospețe și multe alte detalii. Din acestea poate mai puțin cunoscute. În primul rând, când veneau felul de mâncare, cântau trompete, dar melodie diferită pentru fiecare fel de mâncare. Îi plăcea foarte mult chestia asta. Din păcate pentru el, când a murit, n-a murit prea bine, în sensul că era bătrân și, bătrân și bolnav. Aici a fost chestiunea, lovit de o flintă la finta. Dumnezeu știe. La picior. Dumnezeu știe, diabet sau gută, ceva de genul ăsta. Diabet, o cangrenă care nu s-a vindecat, la fel ca și în cazul Ștefan cel Mare, lovit cu tunul la chilia, cu bombardă la chilia. Paul de Alep este unul care descrie foarte frumos toată viața lui particulară, pentru că i-a fost apropiat și vorbește Paul de Alep că în sala în care dea ospețele, chiar acolo i-a zăcut și trupul neînsuflețit pe care au venit să-l vadă, îl privegheze și apropiați lui. Ea aici a dus la 1658, am urmă la 1754, m-am convins nu de doamna Elina, care nu să ne folosească, nu am uit. Am mai cu spetul poema 1653 și... Te-ai zămărit că mă contrazicea în mașină. Nu mă contrazicea. Am zis la Dan Hurea Mazilu, asta e da, chestia. Da, nu e greșit. În fiecare an a murit câte Matei a 52, Elina în 53, Matei a 54. E ușor să le timp. Orice, dacă ai puțin cap, plăți. Dacă nu, zic la tine. Ce stai că n-am întâlnit? Dacă ai îndrept, dacă nu, zic la tine, mergi așa, da. E timp să descurc. Deci nu, am corectat informația. Era un bun vânător, îi plăcea foarte mult vânătoarea. Și mai ales când te-am aici când ne vorbim de faptul că desenul ăsta lui Mihai Viteazul, probabil de aici, și îi plăcea singur să meargă după vâna. Deci nu avea... Intra în desi la codului fără niciun fel de frică. Era un curajos din cuvântul. Să ne spune ce fel de vânar, că Ștefan cel Mare știm ce vânar. Vânar și la fel. Bouri, când era deschis sezonul de vânătoare. Da, nu așa, se deschidea. Când avea plinta. Bun, deci curajos, dar am mai ca un cuvinte și ca un gospodar. Un gospodar, dar trebuie să spunem că a avut și neplăcere faptului că nu i-a plătit pe mercenarii care a avut în trupă, care, pe semeni, că despre e vorba, da? Fie că erau argenti, fie că erau români, nu i-a plătit și moartea aia a fost una într-adevăr, mostrat târgoviște, dar scos de seimen și ținut vreo câteva săptămâni, am înțeles eu afară din mormânt, după aceea avea și mormântat aici la mănăstire. Și închei doar când a spune faptul că satul meu, Vaiden, da, m-a venit. Pe cum, că avea început. Satul meu, Vaiden, cade în România pe timpul lui Matei Basarab. Deci dacă văzuse, să zicem așa, un sat de moșneni, de oameni liberi, în 1634 există un conflict între Mănăstirea Bistrița și Mănăstirea Tismana pe un sat din Gorj. Și eu am și scris mai de mult într-un ziar local de Vaiden, care se chema Glasul Munților. Am scris că mănăstirea se ceartă, Vaidenii cad în rugunia. Așa s-a și întâmplat. Deci s-au certat mănăstirea pe un sat din județul Gorj. Și Matei Basarab, ca să împace situația și Mănăstirea Tismana și Mănăstirea Bistrița, a cumpărat Vaidenii. Tismanii a revenit satul din Gorj și i-a dat Vaidenii Mănăstirii Bistrița. Mulți din Costești au venit în Vaideni, unii au numele Costescu, sunt mulți care sunt... Codin și mai mulți. Da, sunt foarte mulți care au venit în Costești în perioada aceea în Vaideni. Au întemeiat satul Lunca din Vaideni. Da. O viață privată e frumoasă, dar nu e timp. O vedem după aceea. Avea viață privată. Mulțumesc, Codin. Vrei 27? Da. Felicit pe Părintele Constantin Mănescu, prietenul nostru și cel care este preot parol la Biserica de la Urșan, unde își doarme somnul de veci mare om politic și de stat liberal Lidia Duca, să ne vorbească despre relația lui Matei Basarab cu un alt preasfințitul Ștefan, mitropolitul Țării Române.
Să vedem, a fost o relație bună sau tot contundentă ca și cu brațele mari? Că nu voi spune atât de bine, pentru că domnul Florin Nicule își are bunicii materni îngropați la, la o biserică pe care, despre care o să vă povestesc și dânsul a insistat mult asupra acestei biserici. Deci vom deplasa punctul nostru de discuție către localitatea Horezu. E o, o chestiune foarte interesantă. Să atent că tu așa legați familie, casele de poveste. Da, da. Da, da, păi... casa domnului profesor. Da, da. Deci, casa domnului Fiurescu. Domnul Eugen. Da. Asta se numește patriotism local. Local. Deci... În mai 1648, pe scaunul mitropolitan al Ungroblahiei, a fost ridicat ieromonahul Ștefan, catigumenul mănăstirii Dizma. Acesta a fost copist la mănăstirea Bistrița, apoi s-a călugărit la Tizman, unde a ajuns și egumen. Și a însușit o cultură aleasă pentru acel timp, având și o viață curată, căci numai așa ne putem explica ridicarea sa în scaunul mitropolitan, trecându-se peste episcopii de Râmnic și de Buzău. Acesta era român de neam, născut într-o familie de moșneni din Râmești Vâlci, sat aflat la ora actuală pe teritoriul localității Horezu. În prefața la îndreptarea legii, numită și Pravila cea Mare, sau Pravila de la Târgoviște, tălmăcită din grecește în 1652, la îndemnul mitropolitului Ștefan, de Danil Andrean, monahul Panonian, adică originar din Panonia, din Transilvania, adică traducătorul ne spune despre Ștefan, mitropolit al Târgoviștii, exarhul Plaiului și a toată Ungroblahia. Mirându-se de tine toți, văzându-te dintr-un loc ca acela și sat de jos al Ungroblahiei, care le au crescut o drastră și stâlpare ca aceasta, împodobită cu atâtea bunătăți și daruri, se spune în prefață de la îndreptarea legii, deci acest Daniel Panonian îl laudă pe, pe mitropolitul Ștefan, pe Arhiereu Ștefan, ca provenind dintr-un sat modest din, din Râmești, din țara românească. În momentul urcării sale pe tronul de, la, de mitropolit al Ungroblahiei, domnitorul al țării românești era Matei Basarab. O legendă locală din zona Horezului ne spune că acest arhiereu, știți, domnul Florin, am vorbit noi foarte mult pe tema asta. Cum s-a transmis această legendă de la un adevăr istoric, unde s-a ajuns? Acest arhiereu, făcând niște greșeli mari contra canonelor bisericești, adică Ștefan, a fost ras pe jumătate și izgonit din scaunul episcopal. El a venit în locul său natal și drept ispășirea păcatelor, dispunând și de mijloace, a pus temelia unei biserici. Să nu uităm că aceste informații erau culese de cei trei autori ai Marelui Dicționar Geografic al României la 1898, în volumul 1. La Hovari. La Hovari, da, Brătianu și Docilescu. Adevărul istoric este că la două luni de la războiul pe care l-a menționat domnul Eugen Petrescu cu Vasile Lupu, încheiat cu victoria muntenilor la Finta, 1727-1653, cu puțin înainte de moartea lui Matei Basarab, izbucnește răscoala dorobanților și a seimenilor, soldați cu plată noastră țări. Ei, acum se naște un complex idiot, un complex defavorabil, total dezastruos pentru Matei Basarab. Adică, la răscoala, la revoltă, se adaugă complotul unor boieri meniți să-l otrăvească pe domn după biruința de la Finta, cu ajutorul bărbierului său de neam Polon. După descoperirea acestui complot, au fost arestați 11 boieri, dintre care unii au fost executați în legătura cu acest complot și fuga lui Istratie Leurteanu la poartă, deci la turci. Acum, în acest complex defavorabil de împrejurări, în vădarea acestor tulburări, greșeala pe care o face mitropolitul Ștefan este aceea că intră în legătură cu ostașii răsculați. Deci, fețele bisericești nu trebuie să facă politică. Clar. Pentru acest fapt, el a ajuns în conflict cu domnul țării, care la 12 iulie 1653 a cerut patriarhului ecumenic Ioaniche al II-lea îndepărtarea sa din scaun. În scrisoarea domnului către patriarh se scria că
astăzi aducem înaintea Preasfinției Tale, ca arhiereul nostru Chir Ștefan, ca unul ce este viclean. Atenție, semantica cuvintelor. Deci acest document este tradus, publicat în 1915 de Hurmuzati și Iorga. Viclean vine la viclenie. Viclean, să vedeți cum îl traduce aici, ce explicație dau Iorga și cu Hurmuzati. E clar că viclean înseamnă hiclean, așa, ei ce că spun acolo că literal scrie târgoveț. Târgoveți erau vicleni. Negustori. Negustori. Te înșelau. Da. Ei, și asta e expresia cea mai dură. Dar mai zis cumva. Aici e expresia cea mai dură. Matei Vasarab îl caracterizează pe Mitropolitul Ștefan. Deci este viclean și de fire acru la mațe. Știți că e vorba asta în zonă? Da. Pe acru la mațe, adică? Rău. Nu trebuie... Dar de ce acru l-am zis? Avea aciditate mare. De la nervi, de la stres. Nu știu. De ce acru? Și vedeți cum zice Matei Vasarab. Nu știu cum s-a dovedit că a fost în legătură cu răsculații. Și astfel l-am scos din scaun ca să se odihnească în mănăstirea lui. Adică i-a dat o țără să te ducă la plimbare. Adică la tizmană. Bun. Patriarhul ecumenic a îndeplinit dorința Domnului, care caterisind împreună cu sinodul său pe mitropolitul Ștefan, care l-au despoiat de cinste de vrednicia chierească, îndepărtându-l din scaunul mitropolitan și hotărând să petreacă în tocmai ca oamenii de rând și să-i se zică Ștefan monahul. În același timp se aproba și trecerea episcopului Ignatie de la Râmnic în scaunul de la mitropolitan, după cum ceruse însuși Matei Vasarab. Suspendarea din scaun al lui arhiereului Ștefan durează între 12 iulie 1653, 15 decembrie 1655, perioada de timp petrecută la mănăstirea Tismana, unde își avea metania. Acum vedeți, sunt mai multe teorii, eu împărtășesc pe aceasta, și anume că în localitatea sa natală, arhiereul Ștefan începuse, când era în putere economică, în 1652, ridicarea bisericii la Pălănești. Sunt niște... 1658. Nu? Și o termină. 1658. O termină 1658 când revine în funcție și mai are de posibilități, mai rău să răpănuți. Așa, biserica... Da, vede și Paul de ale, că vede că... Vede, așa, biserica are hramul Duminica Tuturor Sfinților, situată pe cursul râului Rumești, în satul Bălănești. A fost sfințită la 8 noiembrie 1658, în timpul domnitorului de care ați amintit, Mihail Radu sau Mihnea al III-lea, care a domnit între 19 ianuarie 1658 noiembrie 1659. Se păstrează la această biserică o icoană originală cu hramul Duminica Tuturor Sfinților și sus la catapeteazmă tabloul votiv într-un medalion sub crucea răstignirii Mihnea al III-lea împreună cu Matei Vasarab. Deci tabloul votiv în timpul lui Mihnea al III-lea. Este cel mai vechi monument istoric din zona Curejului, care și-a păstrat forma inițială până în zilele noastre. Puțină lume știe acest lucru. Revenit a doua în scaun, mitropolitul Ștefan își dă obștescul sfârșit la 25 aprilie 1668, fiind îngropat în Catedrala Mitropolitană din Târgoviște. Se păstrează până la ora actuală în pronaosul ctitoriei sale de la Râmești, actualmente se numește cartierul Bălănești, mormântul pe care și l-a pregătit, dar care a rămas gol. Foarte mult s-a preocupat, nu vă laud, nu vă flatez, domnul Florin, s-a preocupat însuși de originea lui. Virgil Drăgiceanu spune că era din funia naneșilor, funie prin funie înțelegându-se atât unitatea de măsură, cât și asta... De rudenie, genealogie, de neamă. Din funia Năneșească, funia Năneșească și am mai vorbit mai, am aflat acum că era din neamul mandarilor, mai știe unul pătruleț din Gulimani, mai trăiesc. Acolo, în Gulimani, se pare că casa. Acolo a fost casa și mai sunt persoane în vârstă care își amintesc de Ion Bogorodea, o femeie, Nica lui Ilie din Gulimani,
în sfârșit, care știu ceva despre Mandan. Deci sunt urmacii lui, dar culmea este, știți care e? Că Gulimanii suntem undeva în nordul, în extremitatea nordică, un sat. E, de ce a venit el? Eu m-am întrebat întotdeauna. Să ctitorească această biserică aici, jos de tot, la Bălănești. Și se numea totuși biserica de la Râmești, Râmești însemnând deja în orice localități. Nu mai biserică, dar a fost schit. Schitul, da, și a fost schitul Bălănești. Așa Bălănești. Era schit de călugări făcuse acolo, da. Și mormântul lui este acolo. Mormântul e bol. Și ideea este că nici acum se știe unde e mormântul lui, el murind de scaunul mitropolitan de la Târgoviște. În istoria bisericii ortodoxe române, scrie că e la de mormânt, nimic, la Târgoviște. Nu mai am lui. În biserică la catedrală de la Târgoviște. Nu să mai știe unde e mormântul lui. Deci, vedeți, asta e legătura între Matei Basarab și Ștefan, mitropolitul țării românești. Mulțumesc. Ne-am următoarea comunicare. Vreau să vă citesc exact textul pe care nu-l găsesc acum. Cărțile de sub Matei Basarab sunt pentru români ceea ce Biblia lui Luther a fost pentru popoarele germanice. Cine a spus? Asta ducea fără poezie românești Eminescu. Îl invităm acum pe domnul profesor Tudor, profesor universitar dr. Tudor Nedelcea de la Universitatea Craiova, Eminescu, despre Matei Basarab. Pentru ce se vorbesc de jos, ca da, să vorbesc de mine. E foarte curios faptul că Eminescu este considerat istoric fără să aibă opere istorică, în sensul că nu are o culegere de studii de istorie așezată între două coperți. În schimb, Iorga, care s-a putut cel mai mare istoric al nostru, spune despre Eminescu că e cel mai mare scriitor. Iată cuvintele lui Iorga. Eminescu stăpânea cu desăvârșire conștiința trecutului românesc și era perfect inițiat în istoria universală. Nimeni din generația sa n-a avut în acest grad instinctul adevăratului înțeles al istoriei. Cunoștea istoria românilor extraordinară, a avut polemici, mai ales cu originea și formarea poporului român, dar ceea ce s-a recunoscut abia după ce s-au publicat cele 5.000 de pagini din Eminescu, el a fost primul din istorie, din cultura românească, care a spus că șezământul lui Mihai Viteazul, de dară de vie, era un act de recesământ. Abia mai târziu Constantin Cenciulescu demonstrează acest lucru, fără să știe că Eminescu scrisese asta înaintea lui. Dar despre Matei Basarab avea cuvinte de laudă, doar câteva citate. Unitatea actuală a limbii vorbite se datorează lui Matei Basarab, zice Eminescu, care a dovedit, unitatea limbii a dovedit și o unitate de origini etnice. Iar raportul între limba literaturii unitare este o unitate ideală, cel puțin a răspânditului popor românesc. El, Eminescu, face o periodizare a istoriei României, plecând chiar de la 1359, spune că sunt elemente istorice, anistorice, că sunt perioade când poporul român este pe creste, crește, deci economic și demografic, dar sunt și perioade când el scade. Motivul pentru care în 1881 a cerut construirea unei catedrale a neamului, chiar termenul ia parților. Și spune că legământul lui Mihai Viteaz a profitat Matei Basarab, pentru că în timpul său Muntenia avea o populație de 3 milioane. Deci cât era Muntenia pe timpul lui Eminescu. Iar despre Matei Basarab, era cel mai național și cel mai popular dintre toți domnitorii Munteniei, care a creat cea mai națională epocă în istoria noastră, cea mai frumoasă epocă de prosperare națională. Și cunoscând foarte bine istoria domniei lui Matei Basarab, vorbește și ceea ce e intrigant, denigrator, care din jurul lui Matei Basarab, care, zice Eminescu, i s-a făcut sluși plecate
spre a-l face urât de popor și spre a-l putea răsturna, punând capăt și epocii create de Dâns. Și îi numea pe, pe Ghinea și armașul Bărzanu. E bine cunoscut faptul că el era tipului foarte multe cărți. Iată cum mărturisește el în Moliveni, când o predoslovie, că eu, de cel mai umil dintre creștini, am văzut cum că în țara mea e foamete și sete, nu însă de pâine și de apă, ci după proroc de vădită rană și adăpare sufletească. Asta e un program bine stabilit, un program editorial foarte bine precizat de acest domnitor luminător și care, într-adevăr, a dovedit în istoria românilor că îi merită locul de un tot mai mare creator de culturi. Iar cele două biserici care le-a construit în Moldova împreună cu Partiul Lucru ar fi un antemărgător al războiului, așa zisului război dintre Rusia și dintre Putin și Zelenski, adică amândoi ortodoxi, că și Ucraina, majoritatea ortodoxă, de acolo sunt și neomazici, mă rog, și catolici, ar trebui fiecare să facă o biserică în țara celor lui și să încheie pace, dar nu să fie alimentat o țară cu armament. Aș vrea să propun, să vă alăturați pe inițiative mele, ca să luăm apărarea episcopului Filaret, care e al dumneavoastră, al Dumnezeului, știe că e predoslovie, el și cu Chesarie, care i s-a făcut o mare nerezultat. El se știe că, în ajuns mitopolit primat, a donat toată averea pentru o utilitate pentru municipiul București. Parcul Filaret, Gara Filaret, sunt ale lui. Acum îi se zice Parcul Carol. Pentru simplu fapt că în 1906 s-a făcut expoziția realizărilor în timpul epocii lui Carol și de atunci Carol. Iar Filaret a dispărut pur și simplu. Ori în întreaga lume, am vorbit și cu alții care sunt cunoscători, exemplu internațional, unui donator îi se respectă și peste milenii dorința lui, dacă el donează, trebuie să-i respect donația. Nu, eu respins atunci dacă nu-ți convine, dar respecte numele. Dacă el a donat, numele lui să fie menționat în continuare. Acum nu se mai știe nimic de Filaret. Nu se știe cine a fost. Am publicat și ziarul Lumina, chiar m-a publicat aferul meu lucrătorul acesta. Și poate și cealaltă rugăminte spuse în continuare, haide să facem un cerotaf și pentru Nicolae Bălcescu. Episcopul Severinului poate a făcut pentru Tudor Vladimescu și Mihai Viteazul. Mai sunt doi eroi ai neamului care nu au mormânt și deci sufletul lor e pe pământ. Nicolae Bălcescu și Mareșal Antonescu. Da, Bălcescu e mai ușor pentru că lângă biserica lui de la Bălcescu se poate face un mormânt, un cerotaf pentru acest mare om al țării. Da, cam atât. Am făcut de Basarab o carte care e mai puțin cunoscută, George Coșbuc, de neamul Basarabului. George Coșbuc putea să fie un savant de talea roade, dacă nu îi murea fiul. Era cunoștea limbi, sanscrita, italiană, câteva limbi străine. Istoria, a scris foarte multe istorie, între care și această cărticică de neamul Basarabilor, în care spune exact cine a fost acel neam, tot de un neam. Am găsit această carte la Chișinău, 90, când s-au eliberat și ei, era pusă la cărțile, o expoziție de cărți interzise de Imperiul Roșu. Și era cartea lui George Coșbuc de neamul Moldovei, de neamul Basarabilor. Și am întrebat pe directorul general al lecției, dar ce a spus pe asta, bă, Coșbuc, dar nicio legătură. Cardepiști au crezut că de aici a scris. Normal că Basarabia se trage de la numele Basarabilor. Dar a scos tot ce privește numele Basarabia, a fost cezat în spațiul sovietic. Mulțumim mult, domnul profesor. Îi dau cuvântul acum unui profesor și prieten al nostru care a fost, a predat la Liceul Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea,
și vreau să vă arăt, domnule profesor, cum am început noi și cum am început eu cercetarea, recunosc, cu Matei Basară, împreună cu această cronologie a dumneavoastră. Împreună am început atunci când am comemorat la, în 2004. Câți ani au fost? 350 de ani, la trecerea la domnul Matei Basară. Și știm că de la Arnot au fost luate obiecte atunci și duse în tezaurul de la Moscova. Și e foarte interesant să vedem ce s-a luat de aici de la Arnot, să înțelegem dacă s-a mai întors ceva din ce s-a luat atunci, dacă s-a mai dat ceva cu recuperările din tezaur. Domnul profesor dr. Ion Popescu, obiecte din patrimoniul Arnotei, în tezaurul României, dus la Moscova. Da, de peste o de să stați doi ani. Să luați loc, domnul profesor. De peste 100 de ani, problema tezaurului român de la Moscova agită societatea românească, agită istoricii, agită românii care simt românește, agită oamenii bisericii, alții specialiști. Dacă până în 1989 puțini îndrăzneau să vorbească despre tezaurul român de la Moscova, după 1989 lucrurile au început să se miște. Până în 1989 au scris câțiva specialiști despre acest faimos tezaur. Este o carte importantă a lui Mihail Grigore Romașcanu, Tezaurul român de la Moscova, apărut în 1934 în limba franceză. Fără să las impresia că mă laud, în anii 80 la început, cred sigur că eram dintre puținii vâlceni care am ținut în mână un asemenea exemplar la Biblioteca Centrală Universitară, l-am citit și m-am apucat să-l și traduc. Am acasă la Bărbătești, într-o ladă, vreo 40-50 de pagini bătute la mașină, că atunci xeroxurile erau rare. A doua carte pe care am adus-o pentru doritorii care vor să știe multe este lucrarea Studii asupra tezaurului restituit din URSS, apărută în februarie 1958. Iar a treia carte, printre altele, Marian Voicu, Tezaurul României de la Moscova, Humanitas București 2016. Eu vă recomand cu toată căldura, aflați multe date, nu numai despre culisele celor două restituiri din 1935 și 1956. Pe scurt, ca să nu abuzez de răbdarea dumneavoastră, România intrase în război în 1916, exista pericolul ca unele din bogățiile țării să cadă în mâna inamicului, deși se semnaseră deja niște convenții internaționale la care și România era parte și aveam noi impresia, trăiam cu această impresie, că germanii și austro-ungurii, sau austriecii în principal, mai puțin bulgarii și turcii, vor respecta aceste convenții, având în vedere calitatea lor de popoare zis civilizate. Știm ce s-a întâmplat, vorbim de județul Vâlcea, cu distrugerile provocate culturii școlilor, mănăstirilor, obiectelor ridicate de aici. Din păcate, s-au găsit oameni care au pus totul pe seama inamicului și în cartea scrisă de Maica Stareță, o am și eu cadou de la domnul Florin în 2012 și am ținut să vă aduc. Aveți aici o subliniere care mie mi-a plăcut tare mult. Și mai cunosc câte ceva datorită rudelor de la Bărbătești, s-a pus în seama nemților că ei au făcut prădăciuni și paci. Deci, din informațiile care se vehiculează, s-a furat un cavan de țuică cu capacul de aramă și țevile, dar nu s-au luat de nemți. O spuneți foarte clar, ci s-au luat de pioșii creștini ai Costeștilor. Punct. Mă scuzați, domnul, genetică, dar... Eu știam că Mirbră Costeștii doar i-au dat foc în 1922 la mână. Uite că mai aveți una și... O să mai discutăm un pic și despre cuibul de legionar care a existat aici din plin. Bun, pe scurt, în 14-27 decembrie 1916 se semnează la Iași un protocol între împuterniciți ai guvernului român și rus privind transportarea la Moscova a tezaurului Băncii Naționale,
a României, a căror valoare efectivă în aur era de 13.580.456,84 lei aur, la care se adaugă 7 milioane lei aur, reprezentând valoarea bijuteriilor regale. Nu spun așa cum se mulți bijuteriile reginei Maria, nu, erau și bijuterii ale coroanei puse în cele două lădițe sau casete. De ce? La unele evenimente deosebite, Casa Regală obișnuia să împrumute din patrimoniul statului anumite obiecte, se returnau după aceea și s-au dus aici. În total avem 1740 de casete care s-au dus la Moscova. Întrucât știm că în Rusia în februarie-martie stil nou apică țarul Nicolae al II-lea, încep agitațiile, toată lumea a rămas uimită de ce am trimis și un al doilea transport. Această scuză că eram în preajma marilor bătălii de la Mărăș, Mărășești, Oituș și exista pericolul ca toată Moldova să fie ocupată de inamici, ține și nu ține, stă în picioare. Putea să fie dusă și în altă parte, dar este o scuză. Și după război, printre cei care au fost învinuiți de faptul că s-a dus pe țară acolo, a fost și marele diplomat Nicolae Pitulescu. Ori, după opinia mea, fără să fiu răutăcios, va trebui să reevaluăm activitatea acestui om, care, după unii, a făcut și politica iudero-francmasoniei internaționale sau mari finanțe internaționale. Mie nu mi-e teamă să spun așa ceva. Al doilea transport, în valoare de 7 milioane și jumătate lei aur, casa de depuneri și valoarea ale particularilor. E, acum se transportă și acele odoare din patrimoniul mănăstirilor. Ce s-a întâmplat? În octombrie 1916, Alexandru Țigara Samurcaș, care ajunsese director al Muzeului Țăranului Român, din însărcinarea autorităților și direct a casei legale, merge la mănăstiri în Țara Românească și Moldova ca să ridice odoare bisericesc care lui i s-au părut de preț. A venit și în județul Vâlcea, n-are rost să vă citesc datele, le găsiți în aceste lucrări, și a încheiat un proces verbal. S-a deplasat și aici la mănăstirea Arnota în 22 octombrie 1916, a ridicat 5 obiecte. Și spune foarte clar în procesul verbal, au fost predate de superiorul nou al Sfintei Mănăstirii Arnota, se numea ieromonah Eustațiu Andreescu. Fac precizarea că el răspundea și de Mănăstirea Bistrița de Jos. În procesul verbal acolo apare cu titulatura de stareț. Bun. S-au dus la Moscova. Anticipez și spun că nu se știe dacă aceste valori s-au mai întors în 1956. După cum știți, în 1935 are loc o primă restituire a unor obiecte de tezaur. Am primit atunci mai ales documente, dar nu toate ale arhivelor statului. Am primit un metru etalon, un kilogram etalon, 3 termometre de mare precizie și ceea ce era foarte important și sufletesc pentru noi, osemintele lui Dimitrie Cantemir. N-a trăit decât 50 de ani, știți că în ultimii ani ai vieții a trebuit să refugieze în Rusia după înfrângerea nenorocită de la stăvilește Hrut și moare în 1723. Ei bine, rușii pentru sovietici construiau atunci metroul moscovit, gen locotenent Andrei Fedenin era comandantul Kremlinului și povestește, nu știm dacă istoria este reală, foarte mulți pun un mare semn de întrebare că a fost sau nu a fost așa, că atunci când un tronson al metroului a ajuns sub biserica unde erau osemintele lui Dimitrie Cantemir, ale unei din fii Antioch Cantemir și ale altor rude ale Cantemirilor, el a cercetat și biserica, a văzut niște icoane care nu i s-au părut lui că ar fi rusești, nu știu de unde ajunsese mare specialist, mă rog, s-o înghiții și pe asta, și a anunțat, cum era normal, autoritățile. E, cum sovieticii erau preocupați atunci să îmbunătățească relațiile și cu țările socialiste, dar și cu alte state europene, mă refer în 1956 numai la câteva evenimente deosebite
Avem Congresul 20 al Uniunii Sovietice din februarie, care a început după aceea destalinizarea. Nikita Hrușciov a avut un discurs fulminant la adresa politicii criminale a lui Stalin și a altora. Nu le-a dat atunci numele, dar în cursul anului au fost arestați mult între ei, în frunte cu Lavrenti Pavlovici Beria, au fost împușcați. Pe urmă avem spiritul Genevei, în care cei patru reprezentanți ai statelor învingătoare, Statele Unite, Franța, Marea Britanie și Uniunea Sovietică, reprezentată prin Nicolae Burganin, s-au întâlnit la Geneva și au discutat altfel, să mai slăbească și cu înarmările, să se gândească și la o destindere în Europa. În ceea ce ne privește, ne împăcasem cu Iugoslavii, știți bine că la sugestia lui Stalin, Gheorghiu Dej, la a doua conferință a Cominformului, ținută la București, a fost nevoit să-l critique foarte aspru, de fapt să-l critique. I s-a dat un text întocmit de sovietici și el a fost nevoit să-l citească. Când au venit iugoslavi la noi în iunie, deja a trebuit să facă mea culpa și să-și ceară scuze, după aia vei urma vizita de răspuns de 10 zile, în octombrie, în Iugoslavia, s-au discutat și despre complexul porțile de fier 1, etc., etc. În 12 iunie 1956, cine citea ziarul Scânteia și era obligat foarte mult să-l citească, a văzut un comunicat al președinției Consiliului de Miniștri Sovietic, care Uniunea Sovietică anunța că s-a hotărât să înmapoieze tezaurul român aflat la Moscova. Toți au rămas stupefiați, inclusiv oamenii de partid și de stat, pentru că nu se discuta să până atunci, poate în cercul lor strâns. Imediat Miron Constantinescu, care era vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, convoacă o ședință la Palatul Victoria. La ședință au fost invitați câțiva dintre oamenii importanți ai țării, academicianul George Oprescu, Constanța Crăciun, care era ministru culturii, Leon Perăutu, numele real, el era evreu de neam, Eugen Stein, era șeful secției de propagandă și agitație, Pavel Țugui, care era șeful de secție de cultură și știință al Comitetului Central, mă rog, și s-a hotărât să se trimită o delegație la Moscova pentru a prelua aceste bunuri. S-au purtat diverse discuții, până la urmă s-a ajuns la concluzia că această delegație trebuie să fie formată din Mihai Ralea, era președintele Institutului Român pentru Informații cu Relații Culturale cu Străinătatea, din academicianul George Oprescu, din alți specialiști, în frunte cu George Oprescu și cu Marius Bunescu. Marius Bunescu era atunci custode principal la Muzeul de Artă al României. Și de asemenea, printre specialiști, câteva nume mai puțin cunoscute, unele sunt cunoscute, unora dintre noi care știm ce au făcut și ce au dres. Deci, academicianul Emil Conduraci, arheolog, Teodora Voinescu, la fel specialist în istoria artei, a dat în 45 o bună cărțidică despre pictorul tatarescu, legat și de județul Vâlcea, știți bine. Vladimir, probabil, Dumitrescu, arheolog. Bucur Mitrea, la fel arheolog, a venit și pe aici pe la Vâlcea. Marin Mihareche, poftiți? Ziceam că Voinescu. Teodora Voinescu. Da, a scris și despre Arnota și Bistrița. Da, da, da. Da, într-o revistă Analecta. Da, da, dar are o... Ce cunosc eu despre Tatarescu, care a fost la Șerbănești, Morunglav, la Schic, era prieten cu starețul de acolo, Iosif Naniescu, la Cetățuia, că a scris cu regulă. Asta niște așa, superbe la, sigur că da, acolo. Și la Arhiepiscopie. Da, pentru că l-a amintit cineva, cred că dumneavoastră, pe Părintele Bălașa. Părintele Bălașa chiar îl pune pe picior de egalitate pe sugravul Gheorghe Gheronchie de la Mănăstirea din Trumen cu el. Gheorghe Gheronchie, de câte știu eu și de câte spunea și Părintele Bălașa,
era din neamul Oloneștilor. Bun, a mers comisia la Moscova, foarte repede s-a întors, au mai rămas specialiștii să împacheteze lăzile și au revenit aceste lăzi în țară. S-a făcut o enumerare a ceea ce mi s-a dat atunci și erau mai ales obiecte de artă, obiecte de orfevrărie, vreo 30 ceva de mii de monede, tablouri de pictură multe, majoritatea de Grigorescu, broderii, alte veșminte liturgice, medalii. S-a hotărât să se realizeze cu ele o expoziție. Eram în preajma zilei de 23 august. Pe 22 august expoziția era gata. Bineînțeles că nu toate aceste 30 ceva de mii de obiecte au intrat în această expoziție, că nu aveam spațiu să le expună. Normal că în 22 toată conducerea de partid și de stat a României a fost prezentă acolo în vizită, cei care au organizat-o și-au atras elogii. Prima grijă că o și puseseră așa la vedere și să ția ochii era faimoasa croșcă cu pui de aur. Unii dau că avea 18 kg și ceva, opresc în acest studiu de aici, scrie 19 kg și ceva. Mă rog, nu contează greutatea, contează că am adus-o și după ce au plecat și s-a închis expoziția, au făcut și ai noștri niște analize, că știți că cine a citit despre tezaur s-a vehiculat această idee că în decursul timpului a fost furată, a fost tăiată, s-a intenționat vinderea ei, s-au făcut niște copii prin galvanoplastie și că practic ce ajunsese la Moscova erau copile și nu era originalul. Închei să nu vă plictisesc prea mult, Marian Voicu și spune referitor la soarta tezaurului. Când ne v-ați dat tezaurul, întreabă pe un rus și nu s-a spus foarte că puteți fi pregătiți. Deci încă nu suntem pregătiți, eu sunt foarte sceptic în așa ceva, sunt la această masă, îmi lasă în sens laic și religios, am avut onoarea să fiu la susținerea tezei de doctorat a domnișoarei Liliana Beu, am stat de vorbă așa cum stau cu dânsii doi, cu istoricii Gheorghe Buzatu și Ioan Scurtu, care știți, o perioadă a fost în comisia aceea de a tratat cu sovieticii și cu rușii soarta tezaurului și la fel și domnul Scurtu mi-a spus foarte clar, asta timp cât nu vom avea o comportare de bun vecin față de ruși, nici măcar nu vor să stea de vorbă cu noi și să nu ne mirăm, poate unii dintre noi ați fost în spațiul ex-sovietic, atunci când auzim în spate, să auziți în spate, a, fasciștii români. Ei și acum ne spun nouă, ocupanții români și culmea, e dureros. Am întâlnit Basarabeni la București, care au această expresie și am zis, dar ce spuneți, așa am fost obișnuiți. Și este aceeași situație similară cu ce spun ei acum față de ucraineni. E adevărat și au rămas în poze că grupuri întregi de ucraineni i-au întâmpinat pe nemți cu flori, cu surle și trâmbițe în iunie 1948. Ei uită de contribuția noastră la scurtarea celui de-al doilea război mondial cu circa 6 luni, uită inclusiv de declarații, spun unii ale lui Stalin, când a zis în discuții particulare, domnule, zice, prin actul pe care l-ați făcut, circa 2 milioane de vieți de militari sovietici au fost salvate. Mulțumesc! Da, întrebări, domnul profesor. George Buzat, istoricul, a tipărit o carte mare, toate stenogramele din epoca lui Ceaușescu, toate stenogramele. Și, deci, și cu mici comentarii de sub soartele. Și prima discuție cu Ceaușescu a avut-o cu Brejnev pe marginea tezaurului și a Basarabei. L-a pus pe Borlădeanu să ridice problema. Nu odată a ridicat-o Ceaușescu lor, dar a ridicat-o și Ion Iliescu, lui Gorbaciov. În acel prima dată a luat despre celălalt, nu știu care problema, că era altă legii. Întrebau toți, ca apoi tezaur, domnul profesor. Și a zis că după aceea intre, se va da de dată răzut cinic, că intre în datorile de război. Dacă voi renunțați la tezaur, Basarabia voastră, a fost o tranzacție. Apoi Pavel Țiugui,
A scris o carte pe chestia asta. De vorbă cu... A scris o carte, cum a spus, șeful... Șeful secției... Știință și cultură. Știință și cultură la Comitetul Central. Vrem să discutăm tot despre valori ale patrimoniului cultural românesc. Liliana Beu, obiecte de cult de la Arnota și alte mănăstiri vâlcene, aflate în colecțiile Muzeului de Artă din București. Ne-a adus și ilustrații să vedem despre ce obiecte este vorba. E greu să particip la o manifestare despre Matei Basarab, să spui ceva ce nu s-a mai spus. Deci, ca să nu mai spun, să nu spui pe lângă subiect. Intervenția mea de astăzi era legată de dorința Maicii Starețe pe care mi-a împărtășit-o domnul director vis-a-vis de constituirea aici a unei secții, a unui muzeu care să fie, să ilustreze cumva istoria acestui așezământ. El este constituit în bunătăție. Da, deci, bun, pornind de la această dorință, mi-am adus aminte că în urmă cu ceva ani, atunci când s-a inaugurat secția de artă a Muzeului Național din București, după 1989, știți că a fost bombardat, au fost afectate atât piese cât și spații și s-a reușit în cele din urmă să se inaugureze Muzeul de Artă din București, o secție de artă medievală bine ilustrată, unde Vâlcea este foarte bine ilustrată. Semnificativ este că multe din piesele pe care le vedem acolo, le-am văzut acolo și probabil se pot vedea în continuare că fac parte din expoziția de bază, provin din mănăstirile vâlcene. Acum, s-a vorbit aici despre piese de la mănăstiri care au fost ridicate de vremea Ministeriatului lui Duca ca și ministrul la instrucție publice și culte și lucru pe care l-a făcut Țigara sau Murcaș. Dar de-a lungul timpului să știți că așa cum au fost donatori care au vrut să-și lege din diverse motive numele de niște așezăminte monahale, au fost și situații nefericite în care aceste donații au fost înstrăinate. Fie că s-au luat decizii de felul cele mai înainte menționate, fie că pur și simplu vicisitudinile vremii au făcut ca ele să fie furate, înstrăinate, pierdute de-a lungul timpului. Eram foarte curioasă dacă, și nu știam, și mărturisesc că nici n-am avut acces la informație, dacă din ce s-a adus de la Vitezaurul din 58, ceva de la Mănăstirea Arnota s-a întors. Adică a fost ceva care și plecat. Le aveam și eu pe aceste enumerate 5 care s-au luat. E greu de spus dacă în evidență acolo au apărut ca atare, au fost de la Arnota, deci le regăsim în Muzeul de Artă din București, sau pur și simplu s-au întors mare fără să se precizeze că este din Vâlcea, Arnota, sau, dar eu cred că s-a și precizat. Acum, pentru un muzeu, să fie un muzeu aici, este nevoie de patrimoniu. Patrimoniul este piesa de rezistență a unui muzeu și o tematică. Este greu de constituit tematica dacă n-ai patrimoniu și este greu de adus patrimoniu pentru că vorbim de o perioadă care, din punct de vedere al rarității pieselor, putem spune că sunt inaccesibile achiziționării. Nu știm cine ar putea acum, de unde ar putea să cumpere, spun, nu există așa ceva. Singura soluție. Existat, a venit la mine cineva cu un epitrafil din vremea lui Matei Basarab cu 30.000 de euro. Să știți că de la un particular. Un epitrafil care era am fotografiat. Voiam să vă semnalez și un caz mai recent de o altă piesă frumoasă pe care am văzut-o și care totul la un particular a ajuns. Din piesele de la Mănăstirea Arnota, cine făcea dani? Făceau danii domnitorii, făceau danii boierii, făceau danii egumenii, oamenii înstăriți, în general, care aveau. Motivația pentru care făceau erau mântuirea sufletului, erau, ați invocat mai devreme, domnul director, un fel de ascendență pe care și-o asumau, poate fictiv.
voiau să facă Dani într-o mănăstire în care el voia să se revendice ca fânt înaintași respectivii titori. Și atunci venea în continuarea lor, în continuarea lor, fie să restaureze, fie să facă Dani, care să cumva să-i ateste pe ei, să le certifice faptul că sunt în respectiva viță boierească sau de domnitor. Și intrau în pomenicul. Și intrau în pomenic și au rămas în pomenic ca atare. Acum, dintre piesele pe care le-am văzut la Muzeul de Artă în urmă cu mulți ani și care sunt, bineînțeles că impresionează Tâmpla de la Arnota. Tâmpla de la Arnota, care este, lipsesc decât două icoane din partea de sus de la Apostol, dacă mai aduc bine aminte, n-am avut o fotografie foarte frumoasă. Este piesa centrală într-una dintre săli. Cu ocazia aceea, dintre piesele expuse, pentru că, așa cum ați menționat și dumneavoastră, câte piese s-au întors sau câte piese are Muzeul de Artă din București, nu pot fi expuse toate. Se face o selecție, o selecție pornind de la tematică, o selecție de pornind de la starea de restaurare, o selecție pornind de la vechime și atunci se gândesc să fie piesele cele mai reprezentative din centrele monahale cele mai importante sau, eu știu, din centrele orășenești cele mai importante. De la Arnota este Tâmpla. Mai sunt trei icoane de la Matei Basarab și Doamna Elina, un Sfânt Nicolae și două icoane cu Arhanghelul Mihai, ambele datate 1643. Sunt icoanele împărătești de Tâmplă, avându-l ca autor pe Stroie Zugrav din Târgoviște. Apoi sunt ferecăturile de moaște dăruite de Matei Basarab, deci este un fel de icoană care are încastrată locuri unde pot fi puse moaștele. Tâmpla bisericii de la Mănăstirea Arnota, cum v-am spus, care este expusă separat, și două steșnice împărătești. Acestea sunt cele care sunt în expoziție în momentul de față. Este evident că sunt multe altele în depozite. A face un muzeu fără a avea piese și numai cu ilustrații și reproduceri nu are priză pentru public. Imaginea tridimensională spune cât 1000 de cuvinte. Prin urmare, nu știu dacă există un precedent ca acele piese care nu sunt expuse, măcar temporar să pot fi poată fi împrumutate de la Muzeul Național pentru a face obiectul unei expuneri în cadrul unei expoziție de la Arnota, să zic, sau de la Purezi. Pentru că am scos în evidență Arnota cu cele câteva piese care sunt expuse și pentru care Tâmpla, care este impresionantă, dar foarte multe piese sunt de la două octitorii, Bistrița și Vulezi. Deci, dacă s-ar, fiecare și-ar revendica, să zic așa, piesele, aș putea spune câteva să de acolo rămân goale. Pentru că de la Bistrița avem o icoană relicvar, 1520. Avem Iisus Pantocrator, secolul 15, început de secolul 16, icoană care face parte din icoanele împărătești. Epitrahir cu Apostol 1520, Mânecuțe, Chivot, Panaghiar. Și acum o să las să circule aici, pentru că sunt câteva piese pe care așa secundile enumăr. Eu nu o să vă trezească nicio reacție, dar dacă o să vă uitați la imaginile de aici, o să vedeți. Acesta este panaghiarul de care vă povesteam. Câtă lucrătură și ce rafinament și ce stil. Descrierile o să vedeți. Și încă v-am mai pus aici niște semne. Uite, de pildă am deschis fără să vreau la o dveră de la Mănăstirea Stănești, care este datată 1602. Este o bijuterie, cum spunea și Maica Stareță. Este un lucru foarte important. Lucrurile, piesele textile, piesele care presupun material textil, poate sunt cele mai perisabile și mai greu de găsit după hârtie. Ele au fost depozitate în condiții de-a lungul timpului improprii, au suferit multă vreme de, eu știu, afectate de starea proastă de conservare, dar și faptul că materialul textil este un material perisabil prin natura lui. Mă întorc la lista care spuneam de la Bistrița și vreau să, acesta la Panaghiar, sunt tetraevangheliere, două, unul de la Macarie, care este cel de uz personal al lui Constantin Brâncoveanu, și
și n-am încurcat, este de la Bistrița, și mă întorc la un caftan, că spuneam de piesă de textile. Caftanul este dăruit și este reprodus aici, este o piesă foarte frumoasă, o să o am și aici, să o puteți vedea. Este o piesă foarte frumoasă, făcută din mătase, fir, argint și aurit. Acesta este caftanul de la Bistrița. Caftan care nu s-a prezentat așa, este rodul unei restaurări care s-a făcut de către Muzeul de Artă din București. Acest caftan a fost dăruit de Neagoe Basarab și a fost acoperământ pentru rapla Sfântului Grigore de Capolitu. Deci el a fost schimbat, pot să spun că a avut loc o operație de reciclare. Dintr-un caftan pe care l-a avut domnitorul, a fost făcut acoperământ pentru rapla Sfântului Grigore și după aceea consemnare pe partea de jos a materialului textil și după aceea s-a reîntors la ceea ce a fost inițial el în caftan. De ce l-am adus în discuție caftanul? Fiindcă este material textil și fiindcă este perisabil, dar pentru că, să știți că aceste caftane erau dăruite în special, sunt de influență otomană, erau dăruite special de sultan în momentul în care îl investea pe domnitor cu respectiva domnie. Atât domnitorul cât și alții boieri primeau. În funcție de cât de important era domnitorul, atât de multe caftane primea. Trebuie să vă spun că Brâncoveanu am găsit că a primit și 24 de caftane și 30 de caftane. Iar la rândul lui, domnitorul dădea boierilor de încredere odată cu dregătoria și cât un caftan. De aia se zice, l-a căftănit. Pentru că i-a dat o dregătorie. Pardon, toate lucrurile astea, pe lângă faptul că fiecare piesă în sine are o poveste, de la donator, la parcursul istoric, la piesa în sine, sunt piese de excepție, unele fac parte din tezaur, au un regim special. Iar dacă acum, cum spunea maica stareță, sunt din ce în ce mai rare ocaziile de a achiziționa sau mai imposibil de achiziționat din cauza prețurilor solicitate, vă spuneam că am văzut și eu o astfel de situație. Am văzut diata lui Hrisante, cel care era egumen la Cures și care a făcut casa unde este acum, când a fost cumva muzeul lui Tudor Maigheru de la Troianu. Casa aceea de Antimi Vedeanu, mă rog, cât de Antimi este acolo, nu e partea a doua. Și casa aceea lui Hrisant e făcută de Hrisant și avea diata, este format de 60-40, este cu o vinietă foarte frumoasă, scrisă policolor și astea. Țin minte că Andrei Călcănanu a găsit-o într-un târg din Brașov. Deci, astea sunt piese. Și-a oprit-o pentru ele. După ce a vrut să o dea și la Hurez, după ce s-a gândit, a zis că de final mi-o rămâi și mi-o pun eu în Miro. Poate se mai gândește, dar într-adevăr se mai găsesc piese, foarte greu. Eu, de pildă, da, pentru Casa Memorială Duca și pe Copesul la Mătărări, știi, acum câțiva ani, să știți că am mai găsit și în sat. Și inclusiv aici, spuneam domnul director că vrea să fac una cu Regina Maria, am văzut o fotografie originală cu Regina Maria aici în sat la Costești. Deci poate mai au pe acasă piese frumoase, poate mai au pe undeva persoane care e o activitate de detectiv să le identifici și apoi și o activitate de mecena să le cumpere ca să le donezi. Vă mulțumesc și cam asta. Erau mai multe lucruri, dar... Și să ascultăm acum o comunicare despre cea mai dragă ființă a domnitorului Matei Basarab și a noastră. Este vorba de Elena sau Elina, doamna, soția domnitorului Matei Basarab, cea care s-a născut în Năsturel din Herești, sora lui Budiște Năsturel, o femeie deosebită, o femeie înțeleaptă, o femeie educată, care l-a ajutat foarte mult pe domnitor în viață și în domnia sa.
Îi dau cuvântul domnului inginer Dumitru Bonduc, autor al mai multor cărți importante, dar în primul rând la monografiei localității Costești, să ne vorbească despre personalitatea mai puțin cunoscută a Elinei Doamne, soția domnitorului Matei Basana. E timpul întârziat, o să trec peste introducere și o să citesc mai repede, într-adevăr, dar clar, materialul de două pagini jumate pe care l-am pregătit. Doamna Elena sau Elina, soția domnitorului Titor Matei Basarab, a fost un remarcabil om de cultură. Născut că la Târgoviște în anul 1598, era fica costelnicului Radu Năsturești Hărăscu și a calei Calutrescu. A primit o educație aleasă, alături de fratele său Udriște Năsturel, primul cărturar al secolului al XVII-lea și primul scriitor în limba română. Crescând într-un mediu iubitor de cultură și artă, nu e de mirare că a învățat slavona și greaca, fiind pasionată de literatură, istorie și artă și, totodată, fiind o pasionată colegătoare a datinilor și obiceiului strămoșești. Conform istoricului Constantin Gane, Elina își petrecu copilăria la Hierești, unde tatăl ei clădise o casă de țară care nu mai era numai casă, ci palat. Crescută într-un mediu luxos, cu educația aleasă, părinții a căutat să o mărite cu un om demn de ea, ceea ce s-a și înfăptuit cu asupra de măsură, istoricul remarcând cu obișnuita ei maliciozitate. Citez. În 1612, la vârsta de 14 ani, o și măritară cu Aga Matei, voierul din Brâncoveni, în vinele căruia curgea sângele neagoi Matei Basarab. Cu toate că între noi căsătoriți erau cu deosebire de 19 de ani, ei se înțeleseră și se iubiră. Au dus în boierie un trai de oameni înțelegători a tot ce este românesc. El, patriot luptător împotriva elementului străin, ea, liniștită, colegătoare de datin, ocrotitoare a bisericii și a literaturii și a artei. Considerată pe drept cuvânt ocrotitoare a bisericii, doamna Elina, cea plină de evlavie, și-a manifestat permanent sprijinul pentru construirea de noile case de cult sau pentru reînnoirea celor aflate în stare de degradare. Așa cum arăta profesorul și cercetătorul istoric Florin Iepure, citez, a participat la activitatea ctitoricească a domnitorului și a ridicat chiar ea bisericii de la Herești și Negoiești, din județul Giurgiu, luând parte și la refacerea mănăstirii Slăvioarele din Vâlcea. Pe de altă parte, Elina Doamna s-a implicat alături de fratele ei în introducerea tiparului în țara românească, convingându-l că domnitor să înființeze tipografiile de la mănăstirile Câmpul Lung, Govora și Dealul, lângă Pigorovite. În acest sens, a susținut financiar traducerea și tipărirea mai multor cărți, ca de exemplu De Imitatione Christi, adică Urmarea lui Hristos, și a lui Thomas Kempis, apărut în anul 1647 la mănăstirea Dealul, ea diortisi chiar ea prefața, semnând simbolic doamna Elena, stăpâna Ungovrahiei, soția iluminatului domn și voievod Ion Matei Basarab. Merită să subliniem faptul că în respectiva prezoslovie are meritul de a fi susținut printre primii cărturari ai neamului nostru înrudirea dintre limbile latină și română. În cetatea de scaun de la Târgoviște, din porunca și cu cheltuiala doamnei, Elina a apărut în anul 1649 Penticosarul Slavon, în care era produsă, citesc, stema Elinei, doamna lui Matei Basarab. De altfel, soția domnitorului a rămas în istorie ca patroana literaturii românești, așa cum o denumea însuși marele nostru istoric Nicolae Iorga, într-un articol scris în 1932 intitulat Doamna Elina țării românești ca patroană literară. Pe lângă toate aceste calități, a fost o gospodină desăvârșită, așa cum fusese deprinsă în anii petrecuți în casa părintească de la Herești. Nu întâmplător, imediat, nu întâmplător s-a reținut faptul că, citez, ce făcuse ca jupâneasă, a făcut și ca doamnă, însă cu mai mult spor. Țesea, împletea, broda și pentru a culege cele mai frumoase modele, a scris și prin vecini. În acest sens, se spune, că i-a solicitat Catrinei Jutecioasa izvoare de peteare și mai mari și mai mici și de câlți și de tot fieluri și de semenți flori de tot fieluri. Am încheiat citatul. Aceasta dovedește din plin că preocupările feminine nu au fost niciodată neglijate, fiind o gospodină harnică, iubitoare de natură și pasionată de înfrumusețarea casei și a grădinii domnești. Toate aceste calități specifice nu au împiedicat-o să se manifeste ca un adevărat om politic. Când anul 1632 Matei Basarab a plecat la înalta poartă să obțină confirmarea domniei, frâiile țării au rămas la mâna doamnei Elena, care s-a dovedit și o bună politiciană. Așa cum remarca cercetătorul Dan Silviu Boierescu,
în printre încurcăturile delicate situații a unei domnii încă neconfirmate, a reușit să se strecoare cu multă divăcie. Devenită doamnă a țării românești, a rămas alături de soțul ei vreme de 40 de ani, deosebirea de vârstă, neîmpiedicându-i să se iubească și să se iubească cu adevărat. A adus un trai de oameni cumpătați, înțelegători, iubitori a tot ceea ce este românesc. Citez, el patriot luptător împotriva elementului străin, ea liniștită, culegătoarea de tati, ocrotitoarea bisericii, a literaturii și artei. Pe parcursul celor 20 de ani ai domniei lui Matei Basarab, Elina Doamna a mai avut prilejul să supravegheze direct bunul mers al treburilor domnești, avându-se în vedere faptul că soțul său s-a aflat nu de puține ori pe câmpul de luptă în destele războaie cuvântate cu Vasile Lucu, domnitorul Moldovei, din care întotdeauna a ieșit învingător. Înțeleapta doamna Elina, așa cum a fost în pranumite de cronicarii vremii, a fost o mamă fără noroc. Singurul ei fiu Matei a murit de mic. În amintirea acestuia și-a botezat nepotul fiului Cristian Năsturel cu numele de Mateiaș, care, înfiindu-l, era privit de contemporan de moștenitorul țării românești. Din păcate și acesta s-a sfinit din viață în anul 1743, la vârsta de numai 17 ani, adică cu doar 9, respectiv 10 ani înainte de sfârșitul doamnei Elina și a domnitorului Matei Basarab, părinții săi adoptivi. Bolnavă de inimă, doamna Elina s-a sfinit din viață în anul 1753, fiind înmormântată alături de fiul său la Biserica Domnească din Târgoviște. În amintirea îndelugatelor conviețuiri, domnitorul a dispus că, citesc, pe piatra ei de mormânt să îi se sape îndoieșătoarele cuvinte că au trăit împreună de două ori 20 de ani. Bătrân și bolnav, în anul 1754, trecerea cele veșnice și voievodul Matei Basarab, fiind înmormântat lângă iubita-i soție și lângă alături de fiul său, în cetatea de scaun de la Târgoviște. La scurt timp după înfumare, mormântul a fost pângărit și vandalizat de către seimeni răsculați, care, citesc, dezbrăcară trupurile și le aruncară hainele și le purtară astfel prin oraș. Am încheiat citatul. Osemintele a fost strămutate în anul 1758, chitoria sa de suflet a voievodului, mănăstirea Arnota. În condica acestei mănăstiri s-a consemnat astfel funebru eveniment. L-au îngropat în tinda bisericii domnești, iar apoi, fiind multe răutăți și robii în țară de limbă străină, i-au scos oasele afară. Și au stat câteva vreme afară din biserică, în urma lui Constantin Vodă, fiind oasele tot dezlopate, le-au trimis cu cinste tocmai la Arnota. Conform celor înscrise în condică, se subînțelege că toate oasele, inclusiv ale doamnei Elina, au ajuns să fie înfumate la mănăstirea Arnota. Totuși, pe piatra tombală ce acopere mormântul voievodului de la Arnota, nu se amintește nimic despre soția domnitorului. Cităm în acest sens prima parte a epitafului dăcuit de sculptorul Elias Nicolae. Aici zace Matei Basarab, cu mila lui Dumnezeu, odinioară stăpân și domn al țării românești, bărbat înțelept, îndurător, milostiv, temeritor și noitor la multe biserici și mănăstiri, dar niciodată biruit și biruitor. Ținând cont de înțelesul textelor de ce tocmai le-am citat, putem afirma că problema locului de odihnă veșnică a osemintelor doamnei Elina, rămâne încă deschisă. Și un scurt epilog, vă rog frumos, să aveți răbdare. Ca fiul al meleagărilor costeștene și viitor al istoriei locale, găsesc de cuvință să-mi închei modestul meu eseu cu un scurt epilog în strânsă legătură cu subiectul dezbătut. Personalitatea Elinei Doamna a rămas vie de-a lungul timpului în conștiința colectivă a localității Costești și nu numai, dovadă fiind legendele locului care au răzbătut până în zilele noastre. Într-una dintre acestea, consemnate către preotul profesor Constantin Grigore, se spune că doamna Elina, citez, ar fi vrut să ridice o frumoasă mănăstire pe emblematicul deal al Togului din Costești, față în față cu mănăstirea Arnota, dar lipsa apei ar fi dezădărnicit planului românești.